cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să... Bună dimineața, oameni buni din Turcele, Târg al Chetrei, Piatra Neamț, astăzi în direct pe știri din Neamț și mesagerul din Neamț, de Neamț, împreună cu directorul, managerul spitalului județean de urgență Piatra Neamț, domnul Alexandru Filimon. Bună dimineața! Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație! Bine ați revenit la noi într-o emisiune în direct. Acum că afară e soare, e frumos, e așa, cred că și activitatea de la spital, precum primăvara înflorește, mai ales după ce am înțeles că nu mai avem COVID decât așa puțin. Ieri cred că erau 21 de cazuri în tot spitalul. Da, activitatea la spital este repornită. Zic eu, din ce am discutat cu unii medici șefi de secție, din păcate pacienții care vin cu cazuri destul de complexe, pentru că nu s-au tratat mai mult sau mai puțin în ultimii 2 ani. Și atunci se vede asta și la prezentări, se vede și la prezentările din UPU, unde sunt cazuri mai grave, mai complexe și chiar și pe secții când sunt internați. Am remarcat asta și la indicele de pe caz, de complexitate și la consumul de medicamente și apropo de indicele de caz pe complexitate și consumul de medicamente, am o întrebare. Cei din sistemul sanitar de stat s-au obișnuit în ultimii 2 ani, parcă așa un an și ceva, 2 ani, da? Cât a fost asta cu COVID-ul, ca să nu-și facă griji cu privire la partea de finanțare pe salarii. Adică banii veneau pe COVID, ca să spunem așa. Aș vrea să vă contrazic aici. Cred că la Piatra Neamț s-au obișnuit în ultimii 10 ani. În ultimii 10 ani s-au obișnuit cu chestia asta. Deci la Piatra Neamț a fost o perioadă pre-COVID, ca să de spunem obișnuire. Așa, în privința salariilor. Da, da. Da. Bun. Noi, acum, în noul context, deci ieri parcă aveați în jur de 400 de oameni internați exact. În spital, cam la jumătate, da? Știți ce vreau să zic? Știu, ca idee, spitalul din Piatra Neamț și acum chiar în ultima lună am făcut niște analize, ținând cont că am trecut și de la acest statut, că suntem deschiși și nu mai avem COVID. Am făcut analizele astea luând anii 2015-2019, pe care îi considerăm noi anii de referință, pentru că nu avem ce să discutăm despre 2020-2021 din punct de vedere a indicatorilor sau, mă rog, a cazurilor externate și așa mai departe. Bineînțeles, analiza asta a fost făcută atât pe spital cât și pe secții și sunt evident secții care sunt mai mult sau mai puțin profitabile. Ce ne interesează pe noi este să avem aceste secții, vrem să le comparăm cu ceea ce se întâmplă la alte spitale județene din țară. Nu putem să luăm doar exemplu Piatra Neamț și să ne uităm la acei indicatori și să spunem că secția respectivă, nu știu, poate că nu are, pierde bani, să zicem că pierde bani. Dar trebuie să ne uităm ce fac și celelalte secții de același tip, de la alte spitale județene. Sunt secții, într-adevăr, care au un număr de DRG-uri mai mic. Sunt secții care au un indice, ICM-ul, da? Care este mai mic și este mai mic pe țară. Nu poți să zici că la Piatra Neamț este neapărat cel mai mic. Bun, am înțeles asta, că e normal să fie. Pe mine spitalul spitalul avea în general înainte, în anii respectivi, cam 600 de pacienți pe zi, internați pe zi. Deci noi încă mai avem un pic de recuperat din punctul acesta de vedere și ne dorim, bineînțeles, să creștem adresabilitatea spitalului. Acum, dacă suntem la 400-420, încă mai avem loc. Da, problema este, deci veți reuși să vă asigurați salariile din
prestațiile pe care le aveți medicale, având în vedere că nu mai vin banii de COVID? Există o perioadă de tranziție și așa cum am discutat cu mulți dintre șefii de secție, în special cei care au luat poziția respectivă prin concurs și care au în contractele dumnealor de management niște indicatori pe care și au asumat, am discutat că va fi această perioadă de tranziție și probabil că va fi până încă 6 luni, să zicem până în septembrie 2022. În care așteptăm să, ca și dumnealor, să fie implicați nu neapărat în atragerea de pacienți, cât o mai bună gestionare a fondurilor care vin pe fiecare secție. Bun. Deci răspunsul e încă nu știm dacă vom putea să ne asigurăm dintr-un prezumtiv contract cu casa. Deocamdată, vorbim pe lunile ianuarie și februarie, putem. Și nu am emoții să asigur. Pe ianuarie și februarie. Am asigurat salariile, fără nicio... Deci, ianuarie și februarie nu a fost tot COVID? Nu chiar. Nu chiar. Am avut puține cazuri și nu putem... N-aș putea spune că activitatea din spital a fost, cum să spun eu, sprijinită financiar de cazurile de COVID pe care le-am avut în ianuarie și în februarie. Am înțeles. Bun. Acum, dacă s-a terminat cu COVID-ul, bănuiesc că pot începe unele investiții, adică pot continua unele investiții care au fost blocate înainte, gen pediatria? Da, mă bucur că m-ați întrebat de astea. Chiar ieri am avut o întâlnire cu un expert pentru a face studiul de securitate la incendiu, care ar fi primul pas în obținerea unei noi autorizații de construire la pediatrie. Deci, prima dată trebuie făcut studiul ăsta, după aceea se începe lucrarea, adică reîncepe lucrarea. Se reîncepe lucrarea pe baza unei noi autorizații de construire, care va avea toate avizele. Însă primul pas este acest studiu, pentru că, așa cum am mai zis și la dumneavoastră și în alte emisiuni sau, mă rog, în presă, trebuie să ne asigurăm că ce e făcut acolo este conform standardelor actuale, mai ales în privința avizului ISU, pentru ca la sfârșitul proiectului să primim autorizația de funcționare. Nu mi-aș dori să terminăm un proiect și să ne trezim la sfârșit că nu primim autorizația pentru că, mă rog, un anumit lucru nu corespunde cerințelor actuale. Bun. Și ce v-a spus expertul? Sunt șanse? Sunt șanse, da. Da. De asta am și avut discuția să facem studiul ăsta. Nu durează foarte mult. Am toată încrederea. Și dacă ar fi să ne gândim când ar putea să intre un constructor acolo? Depinde foarte mult de ceea ce găsim acolo, dar din punctul meu de vedere un constructor poate intra chiar și în toamnă. A, deci în toamnă. Deci, dacă chiar și în toamnă este un termen, ca să zic așa, optimist, este ok. Înseamnă că... E un termen optimist, da. Deci înseamnă că stăm... Bine. Bun. Acum, aveți niște cartofi fierbinți, sau mă rog, cartofi fierbinți, niște probleme arzătoare în spital, care țin de niște proiecte care trebuie să înceapă să deruleze. Mă gândesc la reabilitarea oncologiei, de exemplu. Da, chiar vreau să revin la subiectul renovări și reabilitări. Da, oncologia, din ce înțeleg, pentru că nu era manager când s-a început gândirea pentru acest proiect, a început acest proiect acum vreo 5-6 ani. S-a obținut finanțare, s-a făcut proiectul. În sfârșit, acum am înțeles că se va face și știu sigur că se va face prin fonduri de la CNI. Ceea ce mie îmi dă oarecare speranță pentru un final fericit. Și din asta vă zic doar din experiența mea din mediul privat, unde am văzut proiecte făcute de CNI și finalizate în termene corecte. Din discuțiile cu dânsii și cu firma de construcții care se va apuca din mai, de la începutul mai. Avem un câștigător. Este un câștigător, da. Cine este? Este ales de este selectat. Un câștigător selectat de CNI, Luxury Edificum sau ceva, dacă nu cumva pronunț numele incorrect, dar e o firmă din București.
Și am discutat cu dumnealor. Dumnealor vreau să înceapă la începutul aprilie. Le-am spus că din cauza de probleme logistice nu putem, dar le-am promis termenul de 2 mai pentru a putea să se mobilizeze. Când ar avea termen de finalizare? Sfârșitul lui decembrie. A, deci e o lucrare care ar trebui să facă foarte rapid. De asta spun. Deci dacă am dreptate despre cum lucrează CNI-ul, cred că vor termina. Poate nu o să fie sfârșitul lui decembrie, dar nu o să fie sfârșitul lui decembrie 2025. Da. Asta e sigur. Bun, și ce presupune lucrarea aceasta? Lucrarea presupune recompartimentarea în interior secției, deci practic toată secția va fi recompartimentată conform planșelor, sunt avize DSP, tot. Deci, și acoperiș? Și acoperiș, da. Deci și pe exterior și pe interior. Și ce faceți cu organizarea internă, ca să spun așa? Asta a fost o problemă, cred că de asta s-a amânat proiectul pentru atâta timp. Bine, pe lângă pandemie și asta e o problemă pentru că noi nu avem spații disponibile. Și am avut chiar săptămâna trecută o întâlnire cu medicii șefi din pavilionul de interne, așa numitul spital vechi, și cu acceptul dumnealor și suportul dumnealor, cred că vom muta oncologia în pavilionul vechi. Pentru că nu ne dorim să o mutăm în altă parte, exclus în afara spitalului județean. Păi nu aveți exclus. Cum, pentru că nu puteți oferi s-au mai discutat și s-au trimis idei pe Rozno, pe Bicaz, pe Ștefan cel Mare, dar nu am luat. Adică le-am analizat, dar nu strada le-am luat. Strada Ștefan cel Mare. Exact, strada Ștefan cel Mare la centrul Crizantema, dar nu le-am luat în considerare pentru că am vrut neapărat să ținem secția de oncologie în cadrul spitalului. Da. Dacă duceți secția acolo, trebuie să eliberați ceva de acolo. Eliberați ceva de acolo, trebuie să găsiți loc pentru... Exact. Vom elibera. Altă chestie foarte importantă este că totuși vrem să ținem același număr de paturi contractabile. Pentru că am fi putut spune, uite, mutăm oncologia și închidem, nu știu, o secție sau două și nu mai primim bani pentru acele paturi. Și de asta vă zic că e mai complicat, dar până la urmă am avut înțelegere de la secțiile din spitalul vechi, au înțeles că e și o perioadă scurtă și vor fi mutate. Deci, practic, mutați o secție din spitalul vechi undeva sau nu? Deci, din discuțiile pe care le avem acum, este posibil să mutăm jumătate din secția reumato în așa numitul centru de evaluare, în baza de tratament din ambulatoriu. În policlinică. În policlinică, da. E una din soluții. Și ar ajunge? Ar ajunge. Mai avem de mutat secția de hemato, care acum lucrează împreună cu oncologia și mutăm înapoi la etajul 4, unde au fost de fapt, și cred că ne descurcăm. Eu, bineînțeles că nu e ideal, dar se vor respecta circuite, se vor respecta numărul de paturi pe saloane. Ca să vă dau un exemplu, la etajul 4 sunt 3 secții, fiecare cu cabinet de medici, cu magazia ei, cu sala ei de mese, cu... Da, le restrângem, tot ce trebuie, da. Le restrângem și facem un cabinet de medici, o magazie. E clar că va fi un pic de disconfort. Va fi un pic de deranj, dar eu sunt mulțumit că totuși am găsit și soluția și înțelegerea medicilor de pe cele secții pentru perioada asta. Urmează, după cum ați publicat și dumneavoastră, renovarea corpului C din ambulatoriu. Așa. Să vedem cine va câștiga licitația sau dacă se prezintă cineva sau, nu știu, e organizată de Consiliul Județean. Am văzut. Și vom vedea la momentul respectiv când vor dori și dumnealor sau, mă rog, acea firmă să înceapă lucrările. Dar până atunci focusul e pe oncologie. Teoretic ar trebui să terminați oncologia ca să nu se creeze încă o presiune în plus, că ideal, și acolo trebuie să, eliberați niște ideal spații. Ideal ar fi, dar cred că și dânsii sunt presați de finanțare, pentru că iarăși e un proiect care a fost gândit și început de mult. Nu știu exact care e termenul limită acolo, dar s-ar putea să fie și dânsii presați de 2023. Finanțare. Deci dacă e 2023, atunci sigur vor vrea să înceapă lucrările anul acesta. Hai să zicem că obțin o amânare de 6 luni.
dar... Da. Singura dificultate aici este că în corpul respectiv, pe lângă niște cabinete, avem tot ce înseamnă TESA și IT și Colegiul Medicilor. Deci astea vor trebui mutate în altă parte. Bănuiesc că nu aveți așa o mare problemă, Colegiul Medicilor, din câte știu eu, ați putea găsi spații, dar ce faceți cu IT-ul, că nu e chiar atât de simplu. Am găsit un spațiu în policlinică pentru IT și să mutăm serverele acolo pe perioada asta. Iar pentru TESA, ținând cont că nu mai suntem COVID și nu mai avem nevoie de atâtea materiale sanitare cum aveam înainte, probabil că ne vom închesui toți într-un open space la club. Clubul, mă rog. Da, da, știu, acela de jos. Da, de sub din... achiziții. Din da, de sub... da, până la urmă, na, e bine și la club. Puteți să spuneți, da, învinați, exact. Învinați activitățile, ca să spun, da, așa. Da. Da, mă uitam acum pe proiectele privind spitalul și încercam să aflu data de finalizare, dar cât timp vorbim o să găsesc. În rest, mai... Mai aveți și la psihiatrie, am înțeles. Renovăm la psihiatrie, am renovat două etaje complet. Și au mai rămas două de făcut. Asta înseamnă niște băi și niște geamuri. N-am putut să le prindem că n-am avut bugetul îndeajuns de mare anul trecut pe renovări, dar le prindem anul acesta. Deci toată secția va fi terminată acolo și într-o stare bună. Sunt mulțumit că am avut o discuție și cu noua șefă de secție, care a venit cu o idee de a folosi niște bani de la o asociație pentru a ajuta cu aceste reparații împreună cu domnul dr. Sava și chiar sunt foarte încântat de implicarea dumnealor că vor să facă ceva. E bine să vezi și din partea personalului medical că oferă un sprijin spitalului. Da, perioada de implementare a proiectului de la Ambulatoriu Integrat de Specialitate, potrivit site-ului de la Consiliul Județean, este 31.03.2023. Deci el a început pe 9.05.2018, din motive care țin de COVID și de alte boli infecțioase administrative, el se va încheia probabil mai târziu, dar ăsta este... Probabil că în 2023, cândva. Da. Cândva, în 2023. Cândva. Deci, practic, în momentul acesta sunteți pe câteva fronturi implicați. Suntem pe câteva fronturi. Eu zic că e de ajuns. Și bineînțeles că contribuim cât putem împreună cu DSP-ul la discuțiile pentru spitalul nou. Proiectul spitalului nou. Nu știu dacă încă nu am schimbat profilul emisiunii, dar după ce o să-l invităm o dată pe domnul Mironov, o să schimbăm un pic și profilul înțeles, emisiunii. Nu știam unde duce aluzia. Da, o să încercăm. Noi, cum să vă zic, noi ne facem jobul. Am înțeles. Acum că tot ați amintit DSP-ul ca o instituție care conlucrează pentru deschiderea noului spital, hai să vedem cum conlucrați cu DSP-ul pentru funcționarea actualului spital. Am înțeles că DSP-ul s-a hotărât să vă ofere asistență prin control. Au început o vizită de ieri. O vizită sau un control? Un control. Un control. Dar de acum, la cât de des au venit, putem aproape să le considerăm vizite. Și vor sta la noi o lună de zile în control. Oh, deci vă trebuie un spațiu. Deci va fi totul foarte bine analizat și am discutat cu dumnealor o mică schimbare față de celelalte controle dinainte. În loc să amendeze spitalul și managerul, că așa e, mă rog, e respect. Asta e cutuma, ca să zicem așa. Așa am zis că în momentul în care vor găsi ceva o neregulă, să facă procesul verbal pe loc.
și să... În secție. În secția respectivă. În secție sau în compartiment, da, sau da, ce este acolo. Pentru că noi am tot trimis informări, am tot trimis aceste rapoarte, am tot trimis lucruri care s-au găsit în trecut și nu erau rezolvate și... Bun. Asta pot să zic acum, după un an și trei luni, știu că s-au trimis multiple informări, multiple cereri de a se rezolva probleme de pe diverse secții. Și controlul ăsta este un control tematic sau un control general? Ca să, care să spune așa, vă pregătește pentru, pentru controlul, pentru acreditare? Sincer vă spun, am discutat foarte mult cu doamne respective, dar cred că un control general. Deci de la A la Z. Da, da, da. Ieri le-am văzut întreagăt, pentru că eram implicat în alte activități, dar cred că e un control general. Oricum, o lună de zile ar fi un control general, după cum gândesc eu. Și la ce vă așteptați așa, ca, după părerea dumneavoastră? Că am văzut că le-ați trimis hârtii, le-ați trimis, trebuie făcut aia, trebuie făcut aia pe secție sau ce aveți nevoie, la nu, ce vă aștept? Nu aș vrea să mă aștept la ceva rău, pentru că au... Cum să vă zic, au fost înștiințați de foarte multe ori că trebuia rezolvate anumite probleme. Sunt mici probleme. Pe lângă care, înștiințare. Care, adică înștiințarea este, domne, trebuie rezolvat aia și ăla spune, stai, eu sunt șef de secție, tu trebuie să-mi dai ca să rezolv. Asta cu datul, știu, e, managerul trebuie să rezolve tot, indiferent de situație. Eu nu știu, eu nu știu cum arată, eu nu știu cum arată semnate contractele cu șefii de secție. Aici este foarte important. Sunt niște dacă contractul cu șeful, păi, or fi standard, dacă șeful de secție prin contractul ăla nu are nicio obligație în afară de actul medical, hai, salut Ilie și la gară. Sunt o grămadă de obligații. Dacă aș citi un contract, un șef de secție are 33 de obligații. Da? Sunt prin lege. 33 ca la medic, știți? 33. Se bătea pe spate, spune 33. Da. Chiar 33 sunt în obligațiile unui șef de secție, printre care, bineînțeles, și organizarea secției și tot ce înseamnă deci, consumul secției și așa mai. De ce am vrut eu să spuneți lucrul ăsta cu organizarea secției? Pentru că, practic, un șef de secție trebuie să ocupe de organizarea, de circuitele din secția respectivă, exact, să aibă grijă de curățenie, să aibă grijă să fie, să ceară la timp medicamente, să ceară materialele, că dacă nu le are și nu le primește. Dacă nu le cere și nu face și nu are grijă de curățenie, dacă îi cade gresia verde în timpul actului operator, e o problemă din punctul meu de vedere. Nu că îi cade gresia, ci că n-a spus că îi cade gresia. Da, da. Și noi încercăm să rezolvăm aceste probleme punctuale, dar în general încercăm să ținem totul din scurt. Și aici mă refer la tot ce înseamnă materiale sanitare, medicamente, mâncarea pacientului și așa mai departe, ceea ce stă în mâinile noastre, ca să spun, ca echipă de management. Nu pot să spun că au fost întotdeauna toate medicamentele la Piatra Neamț, dar în ultimele luni, cel puțin din vara anului trecut, facem eforturi și financiare, și de logistică, și prin cei de la achiziții, să nu mai pierdem referate, să fie totul cumpărat, să aducem tot ceea ce se cere, pentru că până la urmă șefii de secție și asistenții șef cer. Nu zic eu că vreau să iau X, Y, Z medicament. Dumnealor cer. Noi ne uităm ce, cu ce bani putem cumpăra și da, sunt cazuri în care mai reducem, dar nu înseamnă că eliminăm acele cereri. Și ca exemplu, noi anul trecut eram în jur de la 500 de mii de lei pe lună pentru medicamente, acum suntem la 900 și ceva. Dublat. Aproape e dublat. Dar facem eforturile astea de a le asigura ceea ce își acum, doresc. Acum întreb și eu. Există cineva în spital? Nu mă pricep. Există cineva în spital care să aibă capacitatea profesională să ia cererea aceea care vine de la o secție să spună, băi băieți, aici zice, ați trecut medicamentele astea care sunt un pic da, ieșite e, din... E așa numită Comisia Medicamentului. Așa. Avem așa ceva. Deci e domnul doctor Gheorghincă, sau nu neapărat dumneavoastră, dar zic directorul medical cu cei de la farmacie și, bineînțeles, sunt și eu implicat împreună cu directoarea financiar-contabil.
Deci ne uităm pe aceste referate, mai ales cele de valori mari. Ei, nu, că s-au dublat, că au crescut prețurile la medicamente, e clar că au crescut peste tot. Au crescut prețurile, dar pe de altă parte și dorim să le dăm chiar ceea ce le trebuie. Sunt poate medicamente noi, nu știu, mai bune, da? Deci putem să le oferim aceste lucruri. Da? Din punct de vedere al hranei, am primit iarăși din ce în ce mai multe feedback-uri pozitive, nu pot să spun că e perfect, da? Acum am luat și caserole speciale pe care le țiplăm. A, deci duceți mâncarea în caserolă specială. E unul din proiectele mele cu care țin cu dinții, pentru că da, într-adevăr sunt niște costuri ca să dai tacâmuri de unică folosință și caserole din acelea cum primești la restaurant să fie totul curat, țiplat. E într-adevăr un cost, dar tot am insistat și am ajuns și la stadiul ăsta în care am luat aparate de țiplat și asta încercăm să facem. Bun, nu e ușor să asigur mâncarea pentru 400-500 de oameni zilnic și pe anumite categorii. Soft, împreună cu acel soft, deci pe lângă ce am cumpărat atunci în iarnă și sincer n-am știut exact cum funcționează la momentul respectiv, acum am luat niște licențe pe care le-am pus pe fiecare secție și fiecare secție își comandă mâncarea, exact ca la restaurant. Deci este cineva, spune, am 17 pacienți inițial din care... Inițial luasem numai pentru bucătărie și magazie, dar acum am luat și licențe pe secții și stă cineva la un computer și zice, azi vreau 27 de porții din alea. Din 10, care? Fără 10, sare, atâta? Exact, sare și așa mai... Sau regim, sau mă rog. Și atunci e tot fluxul, cap-coadă, magazie, secții și se împarte exact. Și cu rețetar, cu tot. Teoretic se elimină mult din birocrație. În primul rând, nu mai pierdem. Și nu mai sunt pierderi. Nu mai să avem pierderi, pentru că atunci când te duci cu o oală mare și începi să dai cu polonicul și nu e niciun control al porții sau al a ceea ce ajunge la pacient. Da, ați amintit de bucătărie, tot la nivelul ăla de dotare este ca acum câțiva ani. Adică vorbesc de utilaje. Aparatură, da. Numai că anul trecut am investit, cred că peste 100.000 de lei în reparații. Ca să reparăm niște conducte de coaburi, mai multe lucruri care au fost prezentate, de fapt, într-un raport de la DSV. Bun. Deci vine DSP-ul, da, acum și... E posibil ca după control să vină din nou. Trebuie reparații la bucătărie, trebuie... Să vedem. Oricum, din ce pot să vă zic, este că e primul sau... Nu, e al doilea control de anul acesta față de 20 câte au fost anul trecut în primele trei luni. Deci numai al doilea? Numai al doilea. Al ISU. Bine, ISU a făcut pentru că e în planul lor la început de an. Așa este, dar e o mare diferență și din punct de vedere al timpului pe care eu pot să-l petrec făcând lucruri sau gândindu-mă la prezent și la viitor, nu neapărat la ce s-a întâmplat acum 5 ani sau 10 ani în spital. Da, mă uitam acum pe site-ul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț și văd că de la începutul anului s-au scos o mulțime de posturi la concurs. Avem nevoie. Deci încă mai aveți nevoie? Câți angajați aveți? Tot vreo 1550, nu pot să vă zic exact. Așa, mă rog. Zilnic se schimbă, mai un concurs, mai iese cineva la pensie, mai un concediu medical, dar suntem, asta vreau să precizez, suntem exact la nivelul anilor 2015-2019. Singura categorie de personal deficitară sunt medicii, care într-adevăr în pandemie au ieșit mulți la pensie. Un exemplu clar este sunt cei patru medici de la infecțioase care au plecat. Și acum e unul din lucrurile de care mă ocup personal. Adică caut medici care să vină. Telefoane, medici care să vină. Da. Și cu un oarecare succes, nu putem spune că am atras și au început să bată la porți, dar din cele 17 posturi pe care le-am scos, s-au înscris 8 la concurs și suntem în discuții cu alți doritori care ar vrea să vină prin transfer.
Ceea ce e posibil. Acum că s-a terminat starea de alertă și aici mă refer în special la medici pe secția de infecțioasă. La medici, la urgentiști, cum stați? Stăm bine. Da? Stăm bine, da. UPU are tot sprijinul nostru în continuare. Așteptăm să extindă. Cred că ce le trebuie dumnealor și e interesant că ați adus punctul ăsta de discuție. În discuție, UPU, ce am făcut cu ei de la începutul anului, i-am implicat și pe dânsi în acest curs de comunicare. Pentru că dacă aveam plângeri în general, aveam plângeri despre comunicarea doctorului sau asistentei din UPU cu un pacient. Sunt două chestiuni pe care sunt plângeri la UPU de obicei. Aglomerația, care nu ține de cei din UPU, în primul rând. Sunt momente în care, într-adevăr, vin foarte multe cazuri și așa, dar partea de comunicare, într-adevăr. Și cu o anumită reticență la început, dar din feedback-ul pe care l-am avut de la doamna asistentă șefă și de la șefa de secție, foarte încântați după primele sesiuni și și-au dat seama de anumite lucruri. Și ce a reieșit din aceste discuții, mie mi s-a părut chiar interesant, tot cereau medici. Dom'le, să aducem medici, să aducem... Așa m-a dus, am scos la concursul, cred că un poștă s-a înscris cineva, dar pe lângă asta și-au dat seama că, de fapt, nu le trebuie medici, lor le trebuie un administrator, care, de altfel, există în schema de personal a UPU. Un administrator care să facă toate hârtiile alea, care să numere materialele sanitare, care să fie acolo o persoană... Un gospodar. Să se ocupe de gospodărire, că doamna doctor Pavlidis mai bine și-ar face jobul ca doctor, sincer. La UPU, mai ales că hârțogăraia crește înfiorător. Crește tot că așa e sistemul, n-avem ce face. Și atunci ai doi oameni competenți, da? Doamna asistentă Chitoșcă și doamna doctor Pavliț, care fac hârtii. Când ar putea să trateze un pacient, da? Și atunci am găsit soluția asta și chiar suntem în discuții să vedem cum putem să atragem pe cineva, pentru că, din păcate, iar este o poziție plătită mai puțin prost. Generos, prost. Ca să nu zic prost. Dar îți trebuie cineva organizat, isteț, care are pe mână o grămadă de materiale sanitare, pentru că UPU e cel mai mare consumator din spital pe lângă ATI. Da, și e normal. Și atunci trebuie cineva care să țină toate chestiile astea în frâu, să ceară când e de cerut. Nu să cerem doar să cumpărăm, să avem acolo dulapul pline și la un moment dat ne dăm seama că expiră și aruncăm. Da? Deci, chiar și din cursul ăsta de comunicare, uitați, a fost un exemplu pozitiv. Și dumnealor mi-au zis, n-am întrebat eu. Da. Eu sunt bucuros că am timp acum să mai fac aceste lucruri de așa numite de management. Discuții cu șefii de secție, lucruri pe care le putem îmbunătăți. Da? Ați fost în câteva spitale în vizită. Da, ultimul în care am fost la Buhuș. Ați scris și dumneavoastră. Da, am scris și noi despre Buhuș. Sincer, pe mine m-a mirat, adică nu, m-a bucurat. Te mai duci și la un spital mai mic ca să vezi cum funcționează. Am mai trimis o delegație și la Iași, și la Bacău, și la Bistrița Năsăud. Deci au mai fost oameni din spital trimiși în anumite scopuri să învețe anumite proceduri sau lucruri pe care dânșii le fac mai bine decât noi. Eu am fost personal la Buhuș la o vizită organizată de domnul administrator public, domnul Brașoveanu. Administrator public de la Bacău? Ai, de la Neamț. Da. De fapt, e din Bacău. E din Bacău, dar le-am încurcat acum, eu. Da. Acum e în Neamț. Nu mai știu că el este o persoană extrem de discretă. Adică e atât de discret că mai aflăm din el doar din emisiuni că mai există. Personal am o colaborare foarte bună. Am înțeles că e un foarte bun meseriaș, dar da. E discret. Asta este un lucru bun. Ceea ce e foarte bine. Și băcăoanii spuneau tot așa, că a fost foarte discret, dar a lăsat urme. E foarte bine. Și am fost acolo. Ce să zic? Da, într-adevăr, domnul manager de acolo, pe lângă faptul că a avut mult mai mulți ani de management, și face acest lucru, e clar că sunt rezultate. Nu pot decât să-l laud, așa cum am zis și în declarație. Adică pentru în care ce constau rezultatele astea? Explicați-mi și a mie. A reușit să renoveze, mai mult sau mai puțin, toată clădirea. Eu ce să zic acum? Dumnealor au 200 de
paturi, mai mult sau mai puțin. Noi avem 883. Tot ce are dumnealui acolo este într-un singur corp de clădire. Dacă ai un mers mai prin țară, în jumate de oră ai cam trecut prin toate vizitat secțiile. Tot. E mult mai ușor să controlezi ce se întâmplă acolo. Intrare, plecare, cine e, cine nu e. Și el finanțarea are de la primăria și Buhuș. Și are finanțarea de la primărie, da. Care iarăși, dacă vă uitați în țară, nu numai la Buhuș, cred că această colaborare spitalul mic primărie din orașele astea mai mici funcționează. Funcționează pentru că și în Buhuș, dacă ne gândim, probabil că spitalul e cel mai mare angajator. Bun, acum Buhușul, sincer, e cam mort așa ca oraș. De unde are bani ăștia? Tocmai, e cel mai mare angajator. De unde are bani să susțină un spital? Stau și au făcut și proiecte cu fonduri. S-au dat bani și de la primărie. Și este o colaborare pentru că întâmplător. Și domnul primar era la această întâlnire. A venit să ne salute, să ne cunoască și să avem o... Bun, și acum haideți să o luăm altfel. Dacă ai o problemă, ești bolnav, la ce specialitate te-ai putea duce la Buhuș? Că am înțeles, clădirea este renovată, este ok. Nu am o listă, dar probabil la vreo două treimi din ceea ce avem noi la Spitalul Județean. De ce spun? Una este cum arată clădirea, ce bani se bagă, ce bani se alocă de primărie. Și ne întoarcem la treaba de bază a unui spital, actul medical. Actul medical, da. Adică eu nu știu dacă la Buhuș, care este nivelul de dotare, de exemplu, vis-a-vis de noi. Au dotări și au luat și ei un CT, din ce am văzut. Au aparate de sterilizare. Vă zic doar ce am văzut, că n-am fost chiar peste tot în fiecare secție. Au niște aparate de sterilizare noi. Ce au ei nevoie pentru nivelul lor, la câți pacienți au și la nivelul spitalului, se pare că de-a lungul timpului au adunat. Dar domnul Poian acolo este, cred că, manager cu concurs de cel puțin 3 ani și cumva dinainte a fost fără sau prin numire, nu știu exact istoria dumneavoastră, dar clar implicat în spital de vreo 7 ani. Bun. Ce a fost ca exemplu este că acel spital prin 2015 se propunea a fi închis. Și acum arată cum arată, e dotat la nivelul la care au putut dumnealor, sau se vede un progres, evident. Da, acum, progrese se văd, de exemplu, și la Bicaz, deși eu spun că în momentul ăsta Bicazul e mai mult așa, ca un fel de punct upu extins. Nu știu în rest ce se mai face acolo. Nu sunt familiar, sincer, că am destule la mine în curtea mea, de care să mă ocup și, cum a spus și dumneavoastră, cu primăvara, cu terminarea pandemiei, chiar sunt foarte multe lucruri de gospodărire de făcut la noi. Ne întoarcem la bani. Au crescut costurile pe servicii. Pe utilități. Absolut. Cam cu cât au crescut la spital? Din ce am remarcat, acolo aveți contracte lungi pe energie sau contracte pe un an? Pe un an. Au crescut cam cu 30% din ce am remarcat noi în iarna asta, ce facturi am plătit. Mă așteptam la mai mult. Nu, atât am avut. Am avut niște contracte încheiate în vară, probabil că încă nu era prețul foarte ridicat la momentul respectiv, le-am încheiat. Bineînțeles că noi pe partea de funcționare suntem ajutați cu fonduri de la CJ. Asta nu înseamnă că trebuie să facem risipă. Bun, acum eu nu-mi dau seama ce poate să însemne risipa la spital, în afară de că trebuie să asiguri niște condiții. Asigurăm condiții, dar putem să înlocuim niște lămpi care sunt lămpi de astea cu neon, de probabil originale. Și să le înlocuim cu lămpi LED. Putem să ne uităm la reglarea consumului de gaz numai prin faptul că avem niște arzătoare de calitate la centrale respective și merg ca lumea, nu merg non-stop, în continuu, indiferent de temperatura de afară, cum mergeau înainte. Da. Cum merge colaborarea cu tânărul director medical? Colaborarea merge bine, avem stiluri diferite,
Dar asta e de fapt și frumusețea. Nu știu, aștept să văd cum va gestiona partea asta de relație pe plan medical cu șefii de secție. Mai ales cu cei care nu au șef de secție prin concurs. O gestionăm împreună cât putem de bine. Zic eu că nu mai avem așa numite secții problemă. Sunt, bineînțeles, discuții, sunt ego-uri, sunt... mai este câte o reclamație, dar bucuroși ne-am duce toate. Bun. Acum, reclamațiile pe ce sunt? Pe condiții sau pe actul medical în general la dumneavoastră? Nu, sunt reclamații pentru sau împotriva unor decizii făcute de echipa managerială sau de comitetul director cu privire la o secție sau alta sau ce am mai făcut noi prin spital, ce am zis că facem. Adică în momentul când atingi niște obișnuințe. Da, da, am zis. Eu cred că am... Asta are un nume, o boală undeva. Am o comunicare destul de bună cu majoritatea șefilor de secții. Înțeleg și pe dumnealor. Nici la dumnealor nu e ușor. Pentru că au, bineînțeles, personalul cu care trebuie să rezolve acele probleme zi de zi. Dar cred că acum am și eu un an și trei luni de mandat. Acum și vă ridicați în picioare și mergeți. Exact. Cred că și încep să vorbesc. Cred că stilul... Nu vă doresc să începeți să vorbiți, că nu mai terminați mandatul dacă începeți să vorbiți. Stilul de management și stilul de comunicare cred că acum e cam clar pentru toată lumea. Ăsta e stilul. Bun, rău. Chiar discutam ieri cu o doamnă șefă de secție. Așa sunt eu. Asta este. Nu mă schimb acum. Sunt prea bătrân să mă mai schimb. Așa mi-am dus toată cariera de la 22 de ani de când lucrez. Așa lucrez. Lucrez, e comunicare, e colaborare, e stilul ăsta de leadership în care eu așa mă simt foarte bine. Nu sunt, încerc să nu fiu arogant, încerc să ascult pe toată lumea. Asta nu înseamnă că poate că într-o întâlnire sau undeva, poate că par înțepat sau arogant sau mai știu cum se mai întâmplă. Nu ridic tonul, nu mă enervez, acum... nu... Din punctul vorba nostru... dumnealor, atunci mor coronarele, da? Când te enervezi și când... Din punctul nostru de vedere, nu v-ați atins un obiectiv de management extrem de important, poate l-ați atins și nu știu eu. Ați selectat o secretară? Sau un secretar? Așteptam întrebarea. Deci nu, întrebarea. Deci nu le selectez eu, e o comisie. E o comisie, normal că e o comisie. Dar să clarificăm. Așa. Avem, nu știu, avem al patrulea concurs. Deci ăsta este un obiectiv de management extrem de important. Avem al patrulea concurs. Eu știu că noi glumim acum și dumneavoastră... Deci, eu glumesc și nu glumesc. Eu glumesc și nu sunt glumesc. Dar este un job atât de dificil, cu atâta de multă presiune. Cred că ușa aia la secretariat se deschide de 300 de ori pe zi. Fiecare vine cu o hârtie. Sunt o grămadă de numere de înregistrare. Adică, vă zic, nu e un job plăcut. Deci pentru ceilalți candidați care ne ascultă acum sau cei care se vor înscrie, că am impresia că săptămâna asta sunt înscrieri, le zic clar că nu e un job plăcut. Însă e un job cu anumită influență. Pentru că știi cam tot ce se întâmplă în Spitalul Județean Neamț. Păi, atunci nu era mai simplu să dați concursul pe filieră închisă la două, trei instituții ca să vă trimit un om? Direct, ca să-l aveți acolo la ușă? Nu am vrut să dau concurs la... Dar să știți că am întrebat. Însă, din păcate, salariile la alte instituții... Răspunsul a fost, lasă că îi avem deja puși în altă parte. Salariile la alte instituții sunt mai atractive și atunci nu am avut succes nici măcar pentru un transfer să vină cineva. Dar e o poziție foarte importantă. Asta am spus că e un eșec de management. Ca să nu spun că am mai fost și eu pe la alte instituții, pe la alți directori și chiar există câte două asistente, secretare, cum doriți dumneavoastră să le numiți, pentru că e într-adevăr volum foarte mare de muncă. Și eu acum am o singură persoană. Țineți minte că eu v-am spus că va trebui măcar două acolo, la spital. Da. Pentru da. Că chiar volumul este mare și e greu să faci față la toate lucrurile astea. Dar, mă rog, managerul e manager, trebuie să găsească soluții ca să atragă nu numai medici și cred că asistenți. Nu credeam că am să zic asta, dar cred că am avut mai mult succes în a atrage medici decât
Ce mă lua la secretaria. Da. Ne oprim aici cu emisiunea. Dacă mai e ceva de comunicat pe ce nu v-am întrebat eu, vă rog să ne spuneți. Nu, cred că suntem ok. Mă bucur că e o perioadă, n-aș spune liniștită, dar normală la Spitalul Județean. Eu nu înțeleg ce înseamnă perioadă normală într-un spital. Înseamnă că toată lumea își vede de treaba. A, că lumea își vede de treabă. Lui, știm toți încotro mergem, știm toți ce proiecte sunt de făcut. A, că mai apare o sală de operații pe care trebuie să o renovăm. Rapid. Rapid, asta e. Dar nu sunt probleme majore, ca să spun așa. A, eu ce să spun? Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Să sperăm că proiectele care sunt semnate la spital, că sunt mai multe, nu numai astea, despre care am vorbit, vor avea și finalitate cât de curând. Secția oncologie va fi terminată înainte de a fi terminat spitalul nou, la fel și pediatria și blocurile pentru personalul medical. Și mai sunt câteva proiecte despre care am... A, și pediatria. Poate să termină înainte de spitalul nou. Că dacă avem spitalul nou, nu mai avem nevoie de pediatria de aici, decât dacă... Sunt convins că vor fi găsite utilizări pentru clădirile din curtea spitalului. Și eu sunt convins. Deci sunt convins că deja sunt făcute și planuri care vor merge mult mai repede decât construcția unui nou spital. Vă mulțumesc, vă doresc cele bune și, oameni buni, ce să vă spun, multă sănătate, să nu aveți nevoie de serviciile spitalului, dar când aveți nevoie de ele, să fie la o calitate care să satisfacă cerințele. Mulțumesc, la revedere, numai bine!